continuare pentru Dej la Bistrița, 1-0 pentru Unghien la Ogna Mureș, 2-0 pentru Schellenberg la Brașov, 3-0 pentru Iași la Miroslava și 2-1 pentru Galați la Ianca. Continuarea această partidă o puteți vedea de asemenea pe FRF TV. Dani Iglesias, o nouă acțiune bună. Pasa este pentru Bordușanu. Bordușanu este în careu. Bordușanu vrea să rupă poarta și trimite în fara terenului. Arbitrii nu au văzut nicio deviere, deși jucătorul lui Dinamo sunt foarte convinși că ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de colț. Se mai joacă de la ora 19, Cerna Vodă, Unirea Constanța. Iar mâine, mai parte de o ultimă partidă din această fază a competiției, meci care le va opune pe Aerostar Bacău și Csíkszereda Miercurea Ciuc. Dani Iglesias, frumoase fentele lui Dani Iglesias. Se vede că are calitate jucătorul spaniol. Un transfer reușit al lui Dinamo. La fel ca și Duimovici, portar care a dat multă siguranță. Au avut probleme în debutul sezonului Liga a doua pe acest post de portar. Se aud și suporterii dinamoviști veniți la Tunari pentru a vedea calificarea în turul 4 a echipei lor favorite. Hai Vasile scoate o minge în partea dreaptă. Centrarea este doar pentru Duimovici. Era acolo în așteptarea mingei Ciprian Popescu, însă nu au fost prea multe șanse pentru el. De asemenea și Stoian a încercat să se implice, dar mingea a fost prea lungă. Buleică aruncă o minge în ofensivă. Da, e fault. Intervenția lui Vasile Buhăescu. Două goluri, două bare, multe ocazii de gol pentru dinamoviști. Pregătesc noi schimbări. A ieșit Alexandru Stan la echipa gazdă. Intră Antonio Dumitrescu. Era marginea terenului și Maia Mihai. Chiar că echipa din Tunari să schimbe puțin ritmul jocului Avodanei. E combinația cu noul intrat Antonio Dumitrescu, însă e o minge greșită și acum Ahmed Bani. Cearcă pentru Vali Lazar. Vali Lazar l-a văzut bine pe Buhăescu, însă defensiva gazdelor s-a descurcat mult mai bine de această dată. Pasă în stânga, unde urcă un alt jucător nou intrat, Maria Mihai, care e semnalizat în offside. E sigur că arbitrii nu au dreptate. Patrick și Duimovici au o discuție destul de lungă. De la această oră se dispută și meciul din Youth League dintre Csíkszereda, echipa care a câștigat
Cantul Under 19 în România și Galatasaray. Este 0-1 la pauză. Bordușanu. Bordușanu driblează în continuare. Bordușanu pasează și cei din Tunari scot mingea de acolo cumva. Fault al lui Buleică, care oprește această acțiune de atac. Sandru Gheorghe pasează bine pentru Teodor Badea. Pătrundere cu o centrare interesantă. Patrick reușește să salveze, același Badea șutează la poartă, dar fără sorți de izbândă. Sezonul precedent, Dinamo a trecut de Ripensia în primul tur, iar apoi în turul al doilea a fost eliminată de FC Argeș. Turul al doilea, bineînțeles, în care a intrat echipa aflată atunci în Liga 1. 2021, dinamoviștii a fost foarte aproape de finală, terminată la penaltiuri în semifinal de Astra. Perioadă cu Dușan Ohrin pe bancă, cu Adam Nemeț, cu Fabrini, cu Ante Pulici, Paul Anton, cu Dean Sorescu, o echipă net superioară față de ceea ce are acum la dispoziție. Burcă. Între timp a intrat și Alexandru Pop la Dinamo. Bordușanu. Bordușanu încearcă să treacă și obține lovitura de colț. Alexandru Pop l-a înlocuit pe Buhăescu. A intrat și un alt spaniol, Gorka Larucea. Rusia. Depinde de pronunție. Centrarea respinsă până la urmă de apărarea echipei gazdă. Gol ca la Rusia. Jucător 29 de ani. Venit de la Amore Bieta. Echipă aflată în Liga a treia din Spania. Prima experiență în afara Spaniei pentru acest Gorka Larucea. Pătrundere frumoasă cu pasă pentru Antonio Bordușanu, singur față în față cu portarul. Bordușanu caltă scoltul scurt, însă mingea se duce afară. Ceru mingea Pop să nu a primit-o. Foarte concentrat Bordușanu să marcheze. Pop era singur cu poarta goală, reușea să trimită în centru. Pop marca și Dinamo era foarte liniștită pentru acest final de meci, nu că ar avea foarte, foarte multe emoții. Fault asupra lui Stoian, însă arbitrul nu a văzut nimic și aruncarea de la margine pentru Dinamo. Buleică, vine Neluțu Roșu, la primire Buleică, însă preferă o aruncare în direcția lui Pop. Pressingul lui Vali Lazar și o minge care se duce până la portarul Duimovici. Minge degajată în direcția lui Bordușanu, care a schimbat partea. Părea lui Neluț Roșu, autorul primului gol, pasează în spate pentru Jafer,
Buleică. Mai departe la Vali Lazar. Vali Lazar pierde această minge, iar echipa din Tunari poate avea o fază periculoasă la poarta lui Duimović. Iese portarul bosniac și prinde fără nicio emoție. Jucătorii străini folosiți de Burcă în acest meci chiar s-au surcat foarte bine. Duimović, atunci când a avut ce apăra, a fost foarte inspirat. Ghezali, tot timpul impresionant prin tehnica sa, la fel și Dani Iglesias, care i-a lăsat locul unui alt spaniol, la Rusia, deocamdată nu l-am văzut foarte mult pe acesta. Francezul Kentan Bena încă nu a apărut pe teren și nu va face acest lucru, pentru că nu cred că Dinamo va mai face o schimbare defensivă. Iar un alt element bun pentru Dinamo e absența lui Gabriel Moura, care a fost neinspirat în derbiul cu Steaua. Foarte multe erori. Ahmed Bani, vine Buleică să susțină această acțiune în partea dreaptă. Nu, Alin Buleică pentru Ahmed Bani. Acțiune oprită ușor. Mi s-a descurcat Avodane, e un jucător foarte interesant acest Avodane, balist foarte tânăr. Centrarea se duce către Duimović, corner. Minge atinsă de dinamoviști. Nu trag prea multe speranțe cei de la Tunari la acest corner, având în vedere că sunt doar 3 jucători în careu. În colțul terenului Mihai Marian. O centrare. Se luptă bine în careu fundașul Robert Stănici. Fault. L-a ratat Patriche. Neluz Roșu este foarte, foarte supărat. Un cadou din partea lui Patriche pentru Antonio Dumitrescu, care ia mingea foarte, foarte hotărât să execute lovitura liberă. Lângă balon se află și Ștefan Cârjean, care a atins de puține ori mingea de la intrarea pe teren. Cu 10 minute înainte de final, un gol al echipei din Tunare ar aprinde finalul de meci. Să vedem dacă Antonio Dumitrescu va executa această lovitură. Este acolo și Cârjean. Antonio Dumitrescu și-a așezat mingea și pare foarte hotărât să dea cu stângul pe poartă. Să vedem dacă va reuși. Duimović dirigează zidul dinamovist compus din 5 oameni. 2-0 pentru Dinamo. Minutul 80, moment important al partidei de la Tunari. Turul 3, Cupa României 2022-2023. Execuția lui Antonio Dumitrescu, direct în zid, din nou Dumitrescu trage foarte aproape de a sparge un geam pe acolo. Mingea s-a dus peste gard. Da, foarte frumos îndemnul fanilor din tribună. Pentru noi, jucați pentru noi. De adevăr, jucătorii ar trebui să țină mai mult cont de fani, să țină mai mult cont de comunitate. E clar că fotbalul e un sport atât de răspândit și atât de bonos pentru unii, tocmai pentru această răspândire globală. Duimović nu se grăbește foarte tare. Degajarea bosniacului.
reușesc dinamoviștii să prelungească această acțiune mai mult. Amzăr e obligat să trimită portarul lui Dujmović, care înalță o minge în afara terenului. Aruncă de la margine gazdele. Balon trimis în direcția lui Teodor Badea. Acum o centrare respinsă în afara terenului de Gorca. Pare mai defensiv acest jucător spaniol, Gorca, decât Dani Iglesias. Purtătorul articolului cu numărul 10 poate face un joc destul de bun box-to-box, dar tehnica este calitatea sa principală. Centrarea pe bara a doua, o minge care traversează careul de 6 metri, dar se duce în afara terenului de joc. Dinamo se îndreaptă spre o calificare în turul 4. Vă reamintesc, peste două săptămâni se vor disputa partidele din turul 4 al Cupei României. În aceeași situație și Gloria Buzău, care conduce cu 4-0 la Blejoi. 5-1 Unirea Slobozia la Călăraș, 2-1 Viitorul Târgu Jiu la Horezu, 2-1 pentru Foresta Suceava cu Dante Botoșani, 1-0 pentru Ungheni la Ogna Mureș, 2-0 pentru Șelimbăr la Brașov, 3-0 pentru Iași la Miroslava. Rezultate ale partidelor care se dispută în același timp cu acest meci. De asemenea, 3-1 pentru Oțelul Galați la Ianca, a fost 1-1 la un moment dat în această partidă. În meciuri disputate mai devreme, CSM Reșița a reușit să elimine Poli Timișoara într-un derby local, iar Steaua s-a impus la penaltiuri la Moreni după un alt meci transmis de FRF TV. Recuperare bună a lui Badea. Minge care se duce la Mihai Marian. Combinație nouă cu Teodor Badea. Badea la marginea careului. Badea au știut să se apără organizat, deși mingea e în zona periculoasă, să spunem. Nici o emoție pentru Dujmović. Acum contraatacul cu pasă pentru Pop. Pop reușește să treacă. Pop se duce către poartă, însă revine excelent Robert Stănici. Și acum e contra gazdelor, însă nu are cum să ajungă la această minge. Maria Mihai. Meci cu ocazii. Dinamoviștii au ratat mult. Au și marcat de două ori. Prin Neluț Roșu și Ahmed Bani. Pop este faultat. Jocul lăsat însă liber. Bordușanu evită. Fantastic un jucător. Tehnică bună de tot. Antonio Bordușanu. Jucător născut în 2004. Balist care a jucat minute bune și în Liga 1, sezonul precedent. E așezată bine și acum o pasă pe cealaltă parte pentru Maria Mihai. Gazdele vor un gol. Golul de onoare și un șut care trece peste poartă. Aceasta a fost cea mai mare ocazie a reprizei secunde. Va fi lovitură de colț. Dujmović a atins mingea. Finalizare violentă a lui Antonio Dumitrescu. O nouă centrare, mingea scoasă din fața porții, din nou gazdele foarte aproape de gol, dar nu reușesc să marcheze. Luptă Tunarii. E o echipă care va avea un cuvânt greu de spus în Liga a treia. Spuneam, o serie complicată. Acolo, pe primul loc, este Popeșle Ordeni, pe care primește puține goluri. Dujmović, cu probleme medicale, se cere schimbare. Francescu e pe bancă. Și o pierdere grea pentru dinamoviști pentru partidele viitoare din Liga a doua.
Filip Duimovici. Ok, acest meci e rezolvat, minutul 86. Se umflă glezna, cel puțin așa pare. A intrat Oncescu. Da, spuneam că Tunari e pe 2 în seria a patra din Liga 3-a, le ordem pe primul loc, Popești le ordem pe primul loc, CS Dinamo pe 3, la egalitate de puncte cu Tunari, la fel și Flacăra Mureni, echipă care a chinuit serios Steaua în această după-amiază, până la urmă roșialbașii s-au calificat mai departe în turul 4. Iese Duimovici. E de văzut, de analizat starea sa. A intrat Denis Oncescu și el, portar din 2004, născut în 2004, foarte tânăr. Dinamo are doar 2 victorii în 6 meciuri în Liga a doua și se află în partea a doua a clasamentului acum. Un șut care se duce din nou într-o zonă în care sunt mai multe mașini, sperăm că totul e în regulă. De pe Oncescu are ceva, nevoie de ceva încălziri, mișcări de încălzire, portarul dinamovist. Degajarea lui Oncescu, minge prelungită de Ahmed Bani, acum urcă Amzăr. Amzăr e periculos la această fază. Amzăr șutează violent în plasa laterală. Multe aplauze pentru efortul pe care l-a făcut și astăzi Amzăr. Jucător crescut de Dinamo, un jucător care a reușit să se impună. Pătrunderea lui Delciu, intra și el pe teren între timp. Se luptă Gorca, Ahmed Bani, Buleică, Neluț Roșu, Jafer. Mai departe, Vali Lazar dezvoltă cu Patriche, Amzăr. Mingea lui Vali Lazar, direcția lui Ahmed Bani. Intrarea lui Cristian Delcea. Înseamnă că Dinamo are acum pe teren 2 jucători de 2004. L-a avut și pe Bordușanu, schimbat chiar cu acest Delcea. Fotbaliști tineri de 17-18 ani. Buleică pentru pătrunderea lui Ahmed Bani. Ahmed Bani este în careu. Ahmed Bani o minge mult prea în spate. Vine Buleică, dar până la urmă este un șut care ajunge la Pop. 3-0 pentru Dinamo. Marchează și atacantul pe care Burcă s-a bazat partida cu Steaua. Alexandru Pop. 3-0 pentru Dinamo. Minutul 90. Revedem faza, sau mai degrabă finalul acestei faze. O nouă desincronizare în defensiva echipei gazdă. Fanii din Tunari părăsesc stadionul. Cred că ar trebui să stea și să aplaude efortul pe care l-au făcut oamenii din Liga a treia. Tunar n-a făcut un meci rău și a demonstrat că poate în multe momente să fie de la egal la egal cu Dinamo. A fost acele situații, două situații la 0-1, finalul primei reprize, când echipa lui Vali Negru putea egala și altfel s-ar fi scris istoria meciului.
În primul din cele 3 minute de prelungire ale acestui meci de la Tunari, Dinamo conduce cu 3-0, o victorie clară a echipei lui Burcă. Încearcă să facă presiune pe acest final de meci echipa din Tunari. Avodanei, partidă bună făcută de el. Trecere spectaculoasă a lui Ștefan Cârjean. Din nou Cârjean, stop bun. I-a venit un pic în spate. Și până la urmă va fi un repunere din colțul care de 6 metri al lui Oncescu. Iau câștigă cu 3-0 la Tunar, dar l-a pierdut pe Filip Duimović, portarul său titular. Bosniacul s-a accidentat în finalul meciului. E de văzut starea sa. E un portar care a dat siguranță, un portar care are experiență. Oncescu e încă la începutul carierei. Degajarea lui Oncescu. Începând la urmă în posesia gazdelor. Frumoasă trecerea. Încearcă o acțiune de unul singur. Aici Alexandru Dane. Sunt ceva probleme acolo. E supărat noarul gazdelor, Patriche, era în acea zonă, veteranul capitan al lui Dinamo. Oncescu nici el nu se simte foarte bine. L-a pierdut pe Duimović, dar nu mai are portar pe bancă. La acest scor ar putea să joace chiar fără portar. Este final de meci la